Nicolas a fost primul care a venit cu povestea despre George și iubita lui, da? Nicolas a fost cu primul care a venit cu povestea asta. Acum înțelegem că el s-a combinat cu iubita lui George, fosta iubită. Ce să înțelegem? Că până la urmă ăsta era planul vostru să aduceți în emisiune faptul că ei încă mai au ceva sau cum? Nu e sau tu plan. O consolai pe ea sau până și pe a noi fost să înțelegem. A fost de curs totul, nici eu nu mă așteptam. Dacă voi vă cunoșteați dinainte, cum ați spus. Crede-mă că ți-o spun cu mâna pe inimă. Nu e, Iasmina, nu este planul nimănui, că Daniela a adus în discuție chestia că ăsta are relație și eu mi-am adus aminte de chestia de la hotel când m-am dus să iau lumina aia. Nu despre asta vorbeam, eu ziceam de când o a adus el prima dată în emisiune. A, prima dată. Despre n-am George și actuala lui iubită, înțelegi? Povestea despre asta, George și... Asta e actuala mea. Actuala ta iubită. Nu prea se pupă situația asta, nu? Ce? Crede-mă că nici eu nu mă așteptam să se ajungă aici. Asta dar uite asta că mă bucur. Eu mă bucur pentru tine, dacă tu crezi că ți-ai găsit sufletul pereche, dar tu gândește-te că tu încă nu te-ai întâlnit cu femeia în afară și poate voi când o să vă întâlniți, voi nu o să vă înțelegeți și o să-ți dai seama că ai făcut o mare greșeală să-ți pierzi un prieten și să iei o femeie și ți-ai pierdut și credibilitatea ta în fața prietenilor tăi. Ideea e că am vorbit foarte multe. Da, am vorbit foarte multe cu persoana dragă mie, pe lucruri pe care nu o să vi le spun vouă și nu o să vi le spun niciodată, da, și m-am și întâlnit cu ea în afară, da, că ne știm de foarte multă vreme, da, de 4-5 ani. Și ne-am plăcut și atunci, da? Vreo 2-3 ori când ne-am întâlnit. N-a fost să fie atunci, a fost să fie acum și eu chiar mă bucur că s-a întâmplat chestia asta. Am spus încă de la început. Care problema, dacă iubita mea vrea să rămână aici până în finală, o să rămân. Înțelegi? Păi da, da. Tu ai fost băiețaș și ți-ai respectat prietenia dintre voi. Nu neapărat. Dar e voastră pentru... Nu aveam... Vezi că... ...prietenia după aia... Nu e niciun... Bă, nu e vorba de... Ai greșit. De niciun material. Tu știi că ai greșit. Dar n-am greșit. Mă, cum n-ai greșit dacă el a fost a lui femeie? Tu ești conștient de... Dacă eu zic că n-am greșit, n-am greșit. Păi, tu ești conștient. Auzi, dar dacă ți-o fură ăsta înapoi? Dacă o fură, da. Ce faci? Ce mai faci? Dacă ăsta e mare, Mihai. Păi nu, dar dacă, punem și în situația asta. Dacă dă două calde, dacă dă două calde. Gândește-te că ei s-au tot jucat, înseamnă că e ceva la jumate. El dacă dă două calde. Păi nu zic, ce-ai face dacă ar duce înapoi? Ce-ai face? Lasă-mă să fie crezător că poate să aibă. Nu zic că se duce, zic dacă s-ar întâmpla. Până absurd, Sfântul Petru coboară și se întâmplă minunea asta. Și să uce la asta, ce faci? Fii atent, Mihai. Văd ceva concret. Nu, Mihai. Păi nu poți să-ți răspund dacă fii atent, că a pierdut două chestii odată și prietenia dintre ei doi. Nu, frate, dar pentru ce ești ca... Adică vrei să spui că e normal să faci ambiții? Păi dacă vreau acum... Păi da, nu e normal, dar el de ce le face? Eu mă urc pe masă, dansez și îmi cer o melodie, dar asta nu înseamnă că o și fac. Adelina... Nu fac chestia asta pentru că nu vreau, nu Adelina, că nu pot. El face. Cine mă obligă? Tu nu poți, el poate. Cum să nu pot? Pot, dar nu vreau. E diferență. Nu vrea că te supără el și știe că o să facă mai rău și o să fie nu, din nou aceeași chestie. Adică, el de ce face ambiția asta acum că ai dansat tu? Să urle din nou, să spargă, să bucure. Și vine după și spune, păi bine, nu mă deranjează dacă dansează Adelina, doar să nu danseze prea exagerat. Păi n-ai dansat exagerat, păi, acum de ce e pielea goală? Tocmai. Înseamnă că îi place asta. E cald în casa băieților? Nu știu, asta vreau să aflu și eu. Dar da, cred că sunt 30 de grade, s-o topesc băieții acolo. Hai, asta cu dansul, ai zis că ai iubit de patru luni, auzim asta cu dansul. Asta cu dansul e prea mult și am spus-o și când se lua de tine. Altceva. Și de tot. Altceva. Uite că ai o cale să vorbești. Iar mă cauți? Ți-e cald? Da. Iar mă cauți? Te îmbraci? Care-i faza cu ambițiile, Daniela? Ia spune și mie. O pui să fac ambiții sau cum că n-am înțeles? Ha? O pui să fac ambiții sau ce? Răspunde. Stai că nu te văd. O pui să facă ambiții sau ce, că n-am înțeles? Nu, am zis că ea nu mai poate să facă, tu poți. Și am zis că pot, dar nu vreau. Care-i treaba? Am zis că ea nu mai poate să facă ambiții. Care-i deranjul vostru? Ce, care-i treaba, mă, ce mai care-i vreau? Care-i deranjul tău atunci? Că ea, bă, că nu răspunde. Care-i deranjul tău? Nu e deranjul meu, vorbeam despre faptul că tu ești dezbrăcat. Dar de ce vorbești de mine? Că n-am înțeles. Păi cu iubita ta, despre cine vrei să vorbești despre ea? Dar nu poți să dormi noaptea dacă nu vorbești de mine? Hai să vorbim despre altul. Nu poți să dormi, nu poți dormi noaptea dacă nu vorbești despre mine? Lasă-mă în pace, eu fac ce vreau. Am dat un asture, dacă nu se simte, nu se simte așa. Dar ce? Că n-am făcut nimic. Dar nimic, Adelina, nimic. Doar am dat și eu rămân așa. Tu faci ambiții, continuă să faci dacă vrei să faci. Vezi bine. Vezi că vorbești prost. Păi a zis că nu vrea să facă. Vezi că vorbești prost. Atunci nu m-ai întărâtat tu să facă. Dumnezeu, da? Poate să mă întărâte 15 persoane, eu fac tot ce vreau eu, în primul rând, ca să-ți intre bine în cap, o dată pentru totdeauna, că se repede 10 ori. Aole. Da. Noroc că ți-am deschis eu ochii. Bravo, vrei să rămân? Vrei să rămân?
Aici zic că rămân. Da, zic că da, Adelina. Zi. Să rămâi în ce? A? Pentru ce? Că... Oricum n-are ce să arată. Stai puțin. Vezi că se laudă Gelu, că ți-a deschis ochii, auzi. Discută vezi cu el, că el caută materiale acum. Vreau să vorbesc și eu, Radu. Bravo. Vorbește, Adelina. Vorbești. Am venit, am încercat să vin de 4 ori la tine, în primul rând. Ți-am zis, nu, ți-am strigat prin perete să te îmbraci, mai auzit, nu, cu siguranță. Ți-am strigat de 2 ori prin perete. De ce? Am venit la microfonul de ei. De ce m-aș îmbrăca? De ce ești dezbrăcat? De ce m-aș îmbrăca? De dacă din nou am avut discuția asta aici și că se pune gata. De ce te-ai îmbrăca? Ok, a că spun. N-are nimic, nu ți-am dansat nici cum, eram așa. Dar nu mă cer cu tine, nu mă cer cu tine, doar că eu rămân așa. Mă las să vorbesc, că vorbim unul peste celălalt și știi că nu-mi place. Eu rămân așa, fără niciun fel de discuții. N-am dansat în niciun fel, în primul rând. Exagerez. Vezi că încearcă să te corupă și iar nu stai de vorbă cu ea. Eu vorbesc cu tine, poți să te concentrezi pe mine și pe tine. Mă concentrez, dar văd că tot stă în spatele tău și îți plânge apă. Și nu e Beatriz, nu-mi pasă. Beatriz, omul, eu zic de Daniela. Nu, ia uite că se focusează mai mult pe Daniela decât pe iubita lui. Eu vorbesc cu tine, mă lași, eu vorbesc cu tine, mă concentrez pe discuția mea cu tine. Mai mult vorbește cu Daniela decât cu iubita lui. Hai, dansează, dansează, ține-ți melodia. Eu mă concentrez pe tine, tu poți să te concentrezi pe mine. Da, uite-te ce bucurie are. Așa și? Păi nu-i dai satisfacția ei. Vorbești cu mine sau cu Daniela? Eu vorbeam cu Georgiana. Păi cu tine vorbesc, Adelina. Vorbești cu ea despre mine. Cu tine. Uitați și voi cum curge grăsimea pe el. Eu vorbeam cu Georgiana. E ora prânzului. Oare chiar nu ne e rușine să stăm în fața televizorului așa? Băi, ce-ai dat? Tu pui mâna pe mine, mă, fraier! Dai mine? Tu pui mâna pe mine! Dai mine! Fraier! Tu pui mâna pe mine, bă, scu... De ce pui... Dai tu mine, mă! Auzi, mă! Dar pune mâna pe mine așa cum... Stați-ai! Pui mâna pe mine! Dă-i! Pui tu mâna pe mine! De la ce t-au luat? Ce n-ai vrem să vedem? Pe cum să stai aici? Când dau pe drepte la pescară rulandă și mai ales. Doamne, dar nu spărgeam ambeleuși! Venecaz, că mi-am rupt piciorul. Vezi că i-am cerut voie, stimată doamnă. Da. Stimată Ano. Mi-am cerut voie, stimată Codruț. Și stimată Codruț. Antonia Pop. Ce-ai zis? Ana, cum de astăzi nu vrea să te mai pupe? Da. S-a răzgândit. Nu cal. Nu cal, nimic. Dacă tot azi de găsire, n-am luat și l-am zâmbrăcat, ia mă, să te văd pe tine. Și mi-a dat o palmă, ce... Tu mă întăriți, iubita mea. Tu cauți, nu, te rog. Tu cauți ce arăta asta să-mi faci nervi, nu eu. Tu cauți să mă întăriți, da? Nu eu. Oprește-te puțin, calmează-te. Sunt calm, vorbește. Nu. Ba da, sunt. Bine, te rog frumos, dă-te în spate dacă vrei să vorbești, te rog. Și vorbește. Ce-am făcut? Ce-ai făcut? Cadru râs, de nu întors din cur. Nu, m-am întors. De vreo 3-4 ori. Nu. Și știi că mă deranjează? Radu, nu ți-am spus nimic. Te rog. Ascultă-mă. Zic. Nu ți-am spus nimic, da? Ca să nu zic ăștia că vreau să mai am de tine degeaba, să creezi subiecte și vrăjeli. M-am dezbrăcat și atât tot. Vezi cum vorbești de mine, da? Am vorbit cu de tine. Cu slănină, cu că-ți mici, că sunt grași, că nu știu cum. Viața mea, rezultate, nu vorbe. Problema în sezonul 4 e faptul că stă numai sezonul 3 pe care. Sezonul 3, Radu, săgeata lui Codruț. Sezonul 4, Codruț, săgeata lui Radu. Eu am crezut că vin sezonul 4 acum, ca invitat, da? Să ne arăți un alt Codruț pop. Are anumite reacții pe care, nu știu, eu consider că nu sunt la locul lor și nu îi fac cinste. Ar trebui un pic să lucreze la atitudinea ei. Nu am simțit nevoia să lupt pentru Marinescu. Probabil aș fi făcut-o și nu mi-ar fi stat în cale nici Maria, nici încă 10 ca Maria. Dacă am văzut că femeia are așa o plăcere, pot eu să mă ridic să fiu să plec? Nu! Vă voi spune întâi topul fetelor, în ordine aleatorie. Vom afla cine sunt cei mai votați 3 băieți. Bye.
păcală. Dar să te trebuie iubire, pe tine. Iubire, nu faci apărarea. Radu, ce-a căutat să-l tragă pe el de tricou? Păcală. Cu ce motiv l-a tras? Păcală. Tu când o să fii bărbat, ai înțeles? Da, și o să spui deranjurile tale vis-a-vis de prietenul tău, atunci să vorbești cu mine. Cotruț, vorbi de, încurajez astfel de comportamente de violență și dacă el încurajează violență. Da, e bun, e bun. Până nu se rezolvă problemele tale. Adică ăla să vină să tragă de gelul și să facă să-l instige așa toată săptămâna. Și acum când i s-a umplut paharul lui gelul, să nu se întâmple nimic, da, exact. Hai, pupă-mă. Unde e Antonia? Stai. Dar nu schimba subiect, tocmai ce? Pentru că e urât ce faci. Ce comportament? Ce comportament? Nu încurajezi tu aici în emisiunea asta? La un om care viața are la bătaie mereu? Nu, să fim serios. Nu, eu nu am susținut. Și nu e prima dată. Săptămâna trecută la fel, acum două săptămâni la fel. Ba da, o susții. Dă-i și un par de apă, te rog. Îi dau să vorbească, pentru că ce face omul ăla nu e normal să sară la bătaie. Iubire, la lumea. Calmează-te, nu mai băga în seamă, că îți face să bârlige, pentru că e normal să iei apărarea lui Radu. Nu mai fi băiat rău, okay? Că ție nu stă bine să fii băiat rău. Nu calm, iubire. Așa, okay. Ție nu mai stă băga bine să fii băiat rău, gelule. N-ai văzut că vrea să te instige. Cauci-o acolo, fizic. Vrei să faci ceva, nu, dar nu o să fii zice... Auzi? Contact. Cu gesturile astea pe care le-au să spie să mărgi niște... simpatia publicului. Ți-o spun eu că eu aveam gesturi de-astea aproape zilnice și nu mă aprecia niciodată. Nu a avut niciun gest! Auzi, nu a avut niciun gest! Gelule, taceți mă, femeile! Dar nu vrem, dar nu vrem, taceți! Ia și mănâncă! Dar ia tu și mănâncă un pic! Oamne, mâncați așa că mult vorbești de ea! Așa bună a fost brânza aia? Plăcită aia cu brânză? Mai dau și... Nici nu te bag în seamă, ia și mănâncă brânză în continuare. Tot instigă-mă de două, trei. Păi instigă și el, instigă și sunt prieteni, normal. Instigă-mă, băi, alo. Păi tu ai tras de el. Instigă. Stai un pic, Ana. De ce ai tras? De ce ai tras de gelul? Gata. I-am dat, păi dacă zice, de ce uite, ai tras? Fii atent. Eu vorbeam, da, cu iubita mea. N-avea niciun interes să zic, uite cum îi s-a arestul și mă zic, ia ia să te văd și pe tine. Da, atât. El a vorbit. Atât. Dar el de ce pui mâna? De mine, da, da, de mine vorbe. Și tu ești, pui mâna. Ești el nu a pus mâna pe tine, Radu. Da, dar pui mâna, nu pui Radu, nu a pus mâna pe tine, a spus doar că curge grăsimea, nu a pus mâna pe tine. Când ești butoi umplut cu... Bine, măi. Hai. Dar el nu a pus mâna pe tine, nu înțeleg. Eu zic că mai bine ți-ai... Că... Vezi cum vorbești. Că la mine... Știi ai văzut că nu poți să-l instigi psihicul, eu mă caram bun simț și nu stau dezbrăcat pe la televizor. Chiar dacă sunt gras, eu recunosc, sunt gras, dar nu stau dezbrăcat, eu am bun simț. Du-te la mormântare. Beatriz, vezi că eu nu-s gâri, eu muș direct, ca să știi. Am văzut. Am văzut ce comportament ai, că dai și lovești pe toată lumea, că nu ești în stare din gură, nimic să faci. Că dă pisicuța cu gheruțele, crezi că mă deranjează pe mine? Tu dai! Tu ai tras, omule, tu ai tras de gelul. Tu ai tras de el. De ce? Eu n-am dat în el. Da, ai tras de el. Eu n-am dat de în ce? El. M-a instigat. Eu l-am atins. Păi da, dar te-ai instigat nu fizic. L-am instigat. Dacă acel câine turbat nu știe să-și controleze nervii, pune-i bodniță sau lesă. Dacă eu... Precum pe chinezi, înțelegi? Nu mai vorbesc. Eu știu că atunci când vine cineva la tine și trage de tine, e instigare, crede-mă. Când vine cineva la tine și trage de tine, rupe... Nu era capabil să te facă din vorbe și a tras de el. Logic, normal. Mi-a pus mâna la gură. Acum, ia... Eu aveam o discuție cu pe conexiune. Și ce dacă... Voi sunteți agresori și vreți să vă dați la vin... Să vă dați la vin... Eu aveam o discuție cu tine, Gelu, cu Radu, Gelu. Tu ai intervenit în discuția noastră ca de fiecare dată și te-ai băgat tu să spui o prostie, ok? Să se lege de aspectul meu fizic, da. Deși el e butoi umplut cu chestii. Adelina, și spui de el, că stai cu Adelina, că ți se pare normal și așa mai departe. Adelina! Iubire! Iubire, nu mai vorbești! Băi, alu! Nu mai ți vorbesc, nu mai eu! Păi nu ți vorbesc! Să și ia țipă! Frumos. Vezi că gata da, tu, bă, nu vezi că înjură-mi doar mie. Dar uite că ce are pe piept, deșteaptă-o. Dar zis, dezbracă-te tu, dacă tu ai de ce a venit să tragă tricoul lui Gelu? Nu încerca să-l scoți acum, da? El începe și tot el care de prostă, cum? Să mă scoată pe mine, eu am nevoie să mă scoată cine... Ok, hai, distras de tricou, Gagica, tu de ce trebuie să dea în el? În primul rând... Iubitul meu nu a dat. Nu a dat. Dar nu vorbesc, ce aveți? Bun. În primul rând, iubitul meu nu a dat. Dar ce trebuie să mă intimidez? Stați liniștiți, că n-am treabă.
iubitul meu nu a dat. Deci, iubitul meu i-a spus așa, ești un butoi cu grăsime sau așa, ce i-a spus foarte el. Urât, și s-a dus, care eu vorbeam cu el, purtam o discuție, okay. Și a intervenit. Nu contează, și iubitul tău intervine când vorbim noi doi. Și după iubitul tău s-a dus la el și l-a tras de tricou. Deci nu i-a zis ia arată tu. Așa, și? Nu, a tras de el. Bine, eu îți fac așa de tricou, tu trebuie să-mi dai un pumn. A tras de el. Nu i-a dat un pumn. I-a dat un aici, era roșu tot. L-am împins așa. L-am împins, s-a văzut. Nu a dat un pumn, el a tras, el l-a instigat prima dată. Pare rău. Păi atunci dacă ți-o cauți, o meriți. De ce îi spui tu, Radu, că nu e stare să vorbească din cuvinte? Pentru că n-a fost în stare. Dacă s-a dus la el, el l-a jignit, nu? Iubitul meu l-a jignit pe-al tău. Omule, l-a atins de un tricou și el l-a împins, ok? L-a atins. Până unde? Păi n-a dat. Să-l atingă și să-l tragă de tricou. Nu putea să... Cum să intervii într-o discuție care nu te privește? Tu susții chestia asta. Nu, să tragi și să faci. Și tu susții că, bă, Gargica, te-a dat una. Iubitul tău a instigat, în primul rând. Nu. El și-a căutat-o. El și-a căutat-o și iubitul meu n-a făcut nimica. Nu, n-a făcut nimic decât i-a dat una aici, frumos. Hai că i-a dat. Dacă îi dădea, poate nu mai era. Stai liniștită. Ah, ce frumos gândești. Superb, ce pot să zic? Dacă ești iubită adevărată, trebuie să-l corectezi. Da, dar și tu te bagi în conversații noastre, okay, când vorbim corect, noi. Corect, dar el niciodată corect. Nu a venit la tine să tragă de tine cum ai făcut tu acum. Ia atentă. Eu când mă bag în conversații cu voi, nu încep să fac mișto de genul. Bă, umflatule, nu știu ce. Înțelegi? Ok, dar dacă... Pe ce vorbiți? Da? Pe ce vorbiți? Dacă nu te interesa, nu-l băgai în seamă, nu te duceai să tragi de el. Vorbești de mine? Și dacă vrei nu să interesa, dacă vrei într-adevăr să vorbești cu iubitul, dar nu ascultai ce spunea unul, el. Dacă vorbea unul, de Doamne ajută, mai înțelegeam mâncațe și gura ta. Dar vorbește ăsta care e 3 pe 3. Ok, el a făcut o glumă, tu te-ai dus și ai tras de el. Nu știu care e mai inteligent dintre voi doi. Păi am vrut să îi arăt, păi nu vorbi de mine, că uite-te în ce stil arăți. Păi, da, de acolo până la avea o reacție și cine putea să comenteze decât persoana care a mai avut reacții vis-a-vis de mine. Și vezi, Doamne, da, dar el nu te-a atins niciodată. Nu a venit niciodată la tine să vină reacții, dar te rog frumos să nu a venit niciodată la tine să tragă de tine. Ce? Zic, nu a venit niciodată să tragă de tine el. O să nu mai tragă acest pătrasul ăla. Ba da, pentru că ai tras. No, ai tras de el și altfel el nu te-a atins. Nu, noi nu ne facem de rău. Continuați, doar să vorbească. Continuați să persistați în prostie. Vă păi nu persistăm în prostie, persistăm în chestiile pe care le-am văzut aici la televizor, înțelegi? Norocul meu. Tu atâta știi să faci. Să atingi oameni, să-i lovești, să stai la bătaie, atâta știi tu să faci. Beatriz, norocul meu este că suntem... Nu, Beatriz. Filmați. Da, normal, exact, asta vreau să zic. Și asta mă dau peste nara, toți care asta acum contra mea. Și cereți ce? Să fiu tot eu ăla care am... Care reacționezi, nu? Păi asta ai reacționat! Păi asta zic, ai reacționat și o să se vadă că tu te-ai dus și ai tras. Lasă-le să mintă în continuare. Cum pot eu să vă dau reacție? Când păi n-am. Ai dat! Ai dat! N-am cum să vă dau reacție. Ai dat! N-am cum. Bine, ai nu dat. Înțelegi. Oricum suntem filmați, ca să știi tu. Cum ai zis tu. Da, exact, o să vedeți în gală și voi. Și se vede cine la cine a sărit, ca să înțelegem. Tu ai sărit, ai tras de el și el te-a împins. Nu am sărit, m-am dus până la el și am tras de nu pus. Trebuia să te duci la el. De ce te-ai dus la el spre intimidare? Intimidare? Că tragi? Da, te-ai dus la el ca să-l tragi de să-l tragi de tricou, să-l intimidezi, ca el să dea în tine. Dar el n-a dat. Dacă voiam să-l intimidez, îmi trăgeam de ureche. De ce l-ai atins? De ureche. Nu de ce l-ai atins? Ca să știi. Ha? De ce e unde, până unde îți iei tu dreptul să atingi oameni așa cum vrei tu? Uite că pot să ating oricine vreau eu. Nu ne certăm, discutăm. A, da? Nu ne deci, fii atent. O oră s-a vorbit aici despre câtă slănină are Gelu și câtă slănină are Radu. Până la urmă avem mai multe slănină. Amândoi au slănină, amândoi sunt mici de înălțime, nu au fizic bestial, dar dacă voi iubiți așa, luați-i acasă. Dar normal că iubim, dar nu e vorba de asta. Nu intervin! Ziceam doar că nu ia slănină și să vii într-un show matrimonial și să te bați cu unul că ăla are mai multă slănină decât tine sau tu ai mai multă slănină decât el. E Daniela, că nu vorbesc de ei, Gelu, Gelu, Gelu e deranjat că eu, adică da, zice, s-a plâns ieri, nu, păi așa a început, s-a plâns ieri când intervenim în discuțiile lor, da? Sau că Radu intervine, nu s-a mai întâmplat asta de foarte mult timp. Gelu auzi, 1,20 m care toți bărbații nu mai permite să vorbești. Care ce? Care toți bărbații nu mai... Cu toți bărbații? Da, 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 ai grijă cum vorbești. Zim și mie, zim și mie un bărbat cu care... Jalumea, vezi cum vorbești de mine, da? N-am vorbit cu slănină, cu că-s mici, că sunt grași, că nu știu cum. Nu mai mă caracterizat după mine și nu m-ai jignit tu pe mine, da? Păi ce te-am jignit? Păi nu mă lua pe mine cu de-asta, 1,20 m. Pentru mine ai spus adevărul. Așa la sunt. Și iubita mea care m-a apărăs, mulțumesc, apropo și ție. Vezi cum vorbești de mine, băi, că nu-ți mic, hei, da? Hei, hei, hei! Vezi cum vorbești. Nu. Nu mai ai tu pe mine cu de-asta. Eu nu m-am luat de comportamentul tău. Puterea dragostei să faci materiale cu ei. Auzi? Eu nu m-am luat de comportamentul tău.
Ei pe toți bărbații, da? Să faci materiale cu ei. Nu m-am luat de niciun bărbat. Atât îți spun. M-am dus la iubita ta și la iubita lui Gelu și le-am spus, vă dați seama că vă certați pentru cine are mai multă slănică. Nu se ceartă pentru chestia asta. Adică, iubita mea, nu mai vreau să vorbești cu mine, te rog frumos, că deja am văzut că mie apărarea de nu mai poți când vii. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.